de junior. N-au valoare, au valoare de nota 7, 8, atâta tot. Toți. Începem și... Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, Realitatea în politică de această dată ne aduce din păcate o nouă veste proastă din punct de vedere a efectelor coronavirusului, 64 de decese, peste 3000 de cazuri, 3,28% la 1000 de locuitori, mă refer la București, evident. Din păcate, situația e din ce în ce mai gravă, însă alegerile parlamentare din data de 6 decembrie vor avea loc. Este voința actualei clase politice și cred că, indiferent de evoluția pandemiei în România, nimic nu mai poate schimba această modalitate de exprimare a electoratului prin a-și desemna parlamentarii pentru legislatura 2020-2024. Însă, câteva cuvinte despre Parlament, ca să nu intru prea mult în alte detalii și pe aceea vă prezint invitații mei din această seară, cu care voi dezbate aspecte privind apropiatele alegeri parlamentare și poate vom încerca să analizăm evoluția Parlamentului în această perioadă post-decembristă. Din păcate, instituția Parlamentului în topul neîncrederii cetățenilor români ocupă locul întâi, iar Parlamentul este organ reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a țării, compus, după cum bine știți, din Camera Deputaților și Senat, dar organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament au dreptul la un mandat de deputat în condițiile legii electorale. Ceea ce este foarte important, că cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație. Mai multe aspecte privind rolul, funcțiile Parlamentului, voi încerca să dezbat în timpul emisiunii, dacă evident timpul ne va permite, însă voi începe prin a vă prezenta invitații mei special din această seară. Este vorba de domnul Victor Iovici, care este președintele Partidului România Mare. Bună seara, domnule președinte! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și domnul Dan Claudiu Tănăsescu, prim vicepreședinte al Partidului România Mare. Bună seara, domnule prim vicepreședinte! Bine v-am găsit! După cum am spus la început, sub nicio formă, alegerile parlamentare nu vor fi amânate. Cu toate că efectele pandemiei de COVID-19 impun în mod evident o astfel de soluție. Amânarea pentru luna martie anului 2020. Evident, pentru Partidul România Mare ar fi fost foarte bine să se întâmple acest lucru, pentru că de fiecare dată am spus și o spun, în luna mai acestui an, Partidul România Mare și-a redobândit practic toate drepturile din punct de vedere politic și nu numai, dar din păcate sunt mulți cetățeni români care nu cunosc faptul că acest partid trăiește, există și vine cu o forță nebunuită pe plan politic, în sensul că și-a păstrat toate acele obiective, toate acele programe care au în vedere, în mod clar, bunăstarea poporului român, patriotismul, faptul că România este stat național, care își apără integritatea teritorială, independența, suveranitatea și nu în ultimă instanță, este acel partid care, potrivit statutului, acționează pentru a nu exista acte sau fapte care să aibă ca rezultat defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, precum și separatismul teritorial. Întrebarea mea către domnul președinte al Partidului România Mare, domnul Victor Iovici, dacă în contextul actual
Parlamentul ar trebui să fie ales pe 6 decembrie sau alegerile ar trebui, ar fi trebuit, evident că nu mai e, nu, nu se mai întâmpla acest lucru, ar fi trebuit amânate. Care e opinia dumneavoastră? Păi ce să vă zic? Ar trebui, deci nu putem să mergem la biserică, nu putem să mergem la școală, nu putem să mergem la spital decât dacă avem... Nici la cârciumă. Nici la restaurante, nu putem să mergem niciun. Dar la alegeri, așa a zis domnul președinte, sunt măsurile de siguranță luate. Nu este adevărat. Gândiți-vă că într-o clasă de școală, eu am amenajat o secție de votare. În secția de votare sunt 4-5 cabine, deci 4-5 oameni. Un om este la tabletă cum intri, da? Un om este cu ordinea și conduce persoanele la listă ca să semneze, să ia ștampila și buletinele de vot. Sunt 4-5 care stau acolo. Dacă facem socotarea, sunt 12-15 aici. Deci ei au voie că e secție de votare. Da? Dar 15 copii să ducă în clasă, nu au voie. E pandemie. Da. Deci, ce credeți? Ar trebui sau nu? Părerea noastră că ar trebui amânate până când vedem care este situația. Se descurcă. Curtea Constituțională, dăm o lege, prelungim mandatul, așa cum se. Dar nu se dorește pentru că e. Chiar asta citeam un afiș, alege un partid dacă vrei să lupți împotriva PSD-ului. E, mă rog, era un partid de stânga totuși, da? Noi alegem programe sau hai să votăm împotriva lui ăla sau al ăla? Deci părerea noastră a partidului e că în momentul de față, evoluția care este a îmbolnăvirilor, cred că s-ar pune în discuție amânarea legii. Da, este foarte adevărat că, așa cum a spus și dumneavoastră, mandatul parlamentarilor se prelungește prin lege organică, iar alegerile pentru Camera Deputaților și pentru Senat trebuie să aibă loc în termen de 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Eu spun de alte aspecte cu 3 luni înainte, nu am spus după. Însă, în contextul actual, că vorbim de data de 6 decembrie, iată că, din păcate, situația pandemică, așa cum e în acest moment, ar genera, evident, amânarea alegerilor. Și pentru că în platou este și un medic, este vorba de domnul doctor Dan Claudiu Tănăsescu, l-aș întreba și pe dânsul, având în vedere evoluția pandemiei, deci am trecut de 3% la 1000 de locuitori în București. Și sunt și alte județe din țară și orașe în care, iată, acest grad de îmbolnăvire a atins cote inimaginabile. Și cu toate acestea, președintele nu instituie starea de urgență, care în momentul de față, din start, ar presupune amânarea alegerilor pentru altă dată sau ar putea propune Parlamentului, mă refer aici, sau prin ordonanță de urgență, guvernul, să adopte o astfel de măsură. De ce credeți că nu se întâmplă așa ceva? Domnule, despre nemți se spune, poporul român întotdeauna a spus despre nemți că au idei fixe. Și se confirmă că sasul ăsta de la Sibiu, acolo după malul Cibinului, are idei fixe. Dar eu vreau să spun ceva. Să știți că e posibil, împotriva tuturor aranjamentelor, că la un moment dat alegerile să fie totuși amânate. Pentru că în condițiile în care lucrurile merg prost în ideea că tot se mărește numărul ăsta de îmbolnăviri și nu numai numărul de decese. Și de decese și 64 numai lucrurile s-ar putea să derapeze mai mult și atunci el va fi obligat să înghită pastila, cum se spune. Ama vreau să vă spun ceva. Populația este puțin derutată, nu înțelege nimic ce se întâmplă. Pe altă parte, există o oarecare lipsă de disciplină care este caracteristică poporului român și, în general, a poporului slave, așa. Da. Că dacă s-ar respecta puțin lucrurile, ar fi mai bine pentru ei. Eu nu discut acum procentele. Eu vă dau un exemplu. Aseară am fost nevoit să mă duc în Gara de Nord, să duc niște acte, mă rog, să transmit niște acte. Și m-am uitat în într-unul din vagoane, erau acolo niște tineri,
mă rog, și niște cetățeni, doi de ei n-aveau măștile puse pe față. Dar ăilalți, care erau un, un compartiment mare, comun din ăsta, nu s-a dus domnul niciun la el să-i spună, mine îi vedea să-i bată în geam, că eram pe peron, să-i bată în geam, bă, puneți masca, mă. Deci nu. De azi, oamenii ăștia însemnează că vor să facă pe nebunii, vor să facă pe eroi, contestă îmbolnăvirea și așa mai departe. Nu mai vă spun că dacă mai vine și valul de gripă, lucrurile se complică. Dar vreau să mai vă spun și altceva. Dom'le, deci neseriozitatea la noi a ajuns un ordin de zi. Vă spuneam că am așteptat un tren spre o localitate și care trebuia să plece la ora 21:20. Să strânsese. Eu m-am dus cu 30 de minute înainte, că zic, să mai stau de vorbă cu conductorul ăia, să văd și eu cum merg trenurile, să dau pachetul și să-l transmită și așa mai departe. Stăteam, am înghețat acolo pe peron, a ajuns, trenul a fost tras la 21:17. Au început ăia săracii nebuniți să se urce cu bagaje, cu astea să tragă de ele, și în sfârșit, la și 20, trenul a plecat. Nici n-am așezat bine noi în... Dom'le, cum e posibil așa ceva? Să vii, tragi trenul cu 3 minute înainte. Deci, este dezorganizare. Eu care am fost nevoit în adolescență să circul cu trenul de la București la Mugoșoaia, când învățam la Sfântul Sava și se termina seara târziu cursurile și nu erau autobuze pe vremea aia, și circulam cu trenul, opream la halta aia la Mugoșoaia, sau mă rog. Țin minte că trenurile se dăgeau cu jumătate de oră înainte, mai veneau ăia și mai ciocăneau pe la rost pe acolo să vadă dacă nu-i sare vreo frână sau s-a spart vreun cauciuc la tren. Aiurea în tramvai. Deci totul este așa de fațadă, nimic nou, dar poate că lucrurile se rezolvă, că guvernul ăsta nu se lasă până nu vinde tot CFR-ul, vor să mai vândă și cecul, vor să mai vândă și lotul. Păi m-aș întreba, de ce să vândă, domnule, lotul? Că lotul e un fel de... Eu chiar așa am o vorbă. Eu în fiecare duminică mă duc și îmi cumpăr un bilet de lot. Asta de când mă știu. Și mă întreabă prietenii, vecinii, unde te duci, bă, nea? Păi mă duc să plătesc taxa prostului. Păi de ce? Păi pentru că știu că nu câștig. Ați câștigat vreodată? Am câștigat de câteva ori, da. Dar sume nu foarte mari. Jucați sume mari? Adică nu. Pe câte variante mergeți? Obișnuit asta, 6 de 49 și asta tot. E, stai să prostul. Și atunci, de ce, întrebare, să vinzi tu lotou, vin toți fraierii și plătesc acolo, statul ia bani aici și atunci vreau să vă spun că s-a mai pus problema asta când eram eu în Parlament. Și tot au fost discuții și atunci eu m-am dus la tribună și ne-am spus fraților, eu atunci PD-ul ăștia care vreau să... Și am spus, domnilor, împotriva, cam ce să discutați, că toți erau, nu toți, mulți împotriva, alții erau, da. Și eu, de partea PRM-ului, care trebuia să apăr, nu, lucrurile țării și nu știu ce, zic, domnilor, aveți dreptate. Rumoare în sală, îți dai seama, în aula aia acolo. Aveți dreptate, domnilor. Ar trebui vândut, dar am o rugăminte. Eu vă sprijin cu votul, convinc și câțiva prieteni de-ai mei, și, dar cu o singură condiție, să mă ajutați să-l cumpăr eu. Da. Păi, da, o porcărie. Acum revenind la alegeri, vă spun, e posibil să se amâne. Pentru că până la urmă s-ar putea să facă niște mișcări de stradă. Da, dar nu prea au voie să iasă oamenii în stradă, așa că nu dă voie. Pandemia oprește orice manifestație publică. Dar eu vă întreb, când au ieșit ăia chipului 50.000, 60.000 sau câți atunci, da, a fost altă situație. Să intre în guvern, i-a lăsat cineva, aveau voie? Da, altă situație. Nu aveau voie. Nu. A fost, ziceți, de 10 august. Dar românii țin cont de treaba asta. Dar nimeni n-a fost amendat, nimeni n-a fost arestat, nu? Da. A fost victime. Și acum, dacă ne ducem la biserică sau la moaște, suntem împotriva legii? Ei, atunci nu erau împotriva legii. Acum suntem împotriva legii? Deci, adică putem, evident, să mergem la vot, da.
că sunt condiții extraordinare, dar cu, în aceleași condiții, cu masca și cu, nu ne putem duce la biserică. Ne putem duce să ne rugăm la sfinți. Biserica a fost o pavăză pentru poporul român de-a lungul istoriei, da? Totdeauna. Când veneau cotropitorii, toată lumea fugea, se ascundea în biserică, se ruga la Dumnezeu. Acum nu mai avem voie să ne rugăm la Dumnezeu, dar vedeți, la biserică, interesul politic, că ne contaminăm. Interesul, dar la alegeri putem să mergem, condiții de siguranță. Eu vă întreb ceva. Eu am plecat cu mânuși de acasă. Dar am văzut cei care votau cu mâna liberă. Era dezinfectantul la ușă. Dar nu era obligatoriu să te dezinfectezi, că nu stătea cineva dacă nu te dezinfectezi, nu intri în secția de votare. Trebuit. Da? Lua ștampila, punea la loc. Eu n-am văzut pe nimeni că dezinfecta ștampila după. Nu. Da? Așa deci e. Cei de acolo s-au protejat, care stăteau la masă, nu puneau mâna pe ștampilă, nu puneau semnați, nu puneau, ți-a arătat doar aici. Ei nu puneau mâna nici pe pix, nimic. Și sticul punea, abțipedul punea pe margine ca să-l iei tu. Da? Dar omul care a intrat, că multe infectări sunt de la alegeri. Să nu ne zică că sunt de la alegeri. Da, da, da. Deja e. Perioada de incubație, ăsta e rezultatul mare al alegerilor. Sigur că da. Nu s-a dezinfectat. Eu m-am dus cu mânuși de acasă, după ce am terminat votul, le-am aruncat. Dar nimeni, eu n-am văzut pe cineva să se dezinfecteze la intrare. Da. Că nu stătea cineva să-l oblige. Când e ceva obligatoriu ca să fie siguranță, trebuia să stea un domn acolo, să țină, o domnișă, să țină dezinfectantul, poftiți, întindeți mâinile, pa, îți dădea cu, vă rog să vă... Bineînțeles, da. Da? Intrați înăuntru, acum pute... e dezinfectat, da? Masca au avut toți, că nu-i lăsa să intre în clădire, că erau cei de la jandar. Să știți că sunt unele țări care și-au amânat alegerile. Sunt câteva. Păi și Franța a avut o parte și după aia le-a amânat. Da, bineînțeles. Păi ei, din păcate, iată că la noi interesul politic trece peste ceea ce înseamnă sănătate națională. Doamne, băieții, păcat. Și știți de ce? Haideți să... Bine, și știți dumneavoastră foarte bine, o spun pentru telespectatori. Logica partidului de guvernământ este foarte simplă. În momentul de față, ei nu dețin o majoritate în Parlament, iar PSD-ul dețin o majoritate fragilă. Fragilă. Care oscilează în funcție de jocurile făcute de pro-România, ALDE, știți foarte bine. Bun. În condițiile actuale, în urma alegerilor locale din 27 septembrie, în care PNL-ul a ieșit, zic eu, onorabil față de 2016, le lipsește Parlamentul, adică puterea legislativă. Și atunci, pentru a nu scădea în popularitate, pentru că o anumită amânare alegerilor pentru luna martie, pentru PNL în special, ar însemna o scădere în popularitate, fiindcă trebuie să ia măsuri coercitive, ceea ce au făcut și acum, în condițiile în care forțele de siguranță naționale au dobândit puteri sporite, știți foarte bine, și de aceea eu cred că o anumită mișcare stradală ar coincide cu o intervenție în forță a organelor de poliție și a trupelor de jandarmi, care ar avea în vedere, zic eu, chiar amânarea alegerilor. Păi ce o să facă? O să facă ce a fost și atunci, la 10 august. O să se ia la bătaie cu aia, o să dea cu furtună de apă, o să dea cu... N-are ce nu să tragă cu în ei. Situația e altă. Adică sunt în stare să tragă în ei, că mi se pare că ăștia au mai tras și în 1907. Da, dar în condiții de stare de urgență atunci, dar acum vorbim de stare de alertă. Ce stare de urgență? Deci, eu cred că în niciun caz alegerile nu vor fi amânate, mai ales dacă începe pre-campania și campania electorală. Și atunci, evident, pe 6 decembrie vor avea loc. Mai e un aspect foarte important. E gândit totul strategic de... Și eu cred că este o înțelegere între PSD și PNL, pentru ca partidele mici, partidele mai puțin importante, să n-aibă posibilitatea să își facă o campanie în condiții normale, pentru că o campanie mediul online e foarte greu de făcut. Știți foarte bine accesul în mijloacele mass media cum se face. Mai mult decât atât, este și faptul că le teamă de o eventuală, știu eu, ridicare a mingii la fileu de către cei care susțin patriotismul, printre care și Partidul România Mare. Pentru că Partidul România Mare, dintre toate celelalte partide, are practic cea mai mare experiență în viața parlamentară, mă refer la cele care acced în Parlament. Nu vorbesc și USR, și oricine, și PMP, are experiența Partidului România Mare. Și teama ca Partidul România Mare, dar spun și de alte partide,
de a putea să-și, știu, facă o campanie normală în care să poată transmite cetățenilor cu drept de vot că ei încă există și au revenit în forță pe scena politică. Domnule, asta e toată chestiunea. Da. Dacă populația se trezește, spun eu, dacă realizează că Partidul România Mare a revenit pe eșichierul politic. Exact. Și că intră în alegeri. Pentru că președintele Iovici n-a avut timp să pregătească toată țara asta. Cât a muncit el, el muncește foarte mult, vă spun. El e zilnic aici de dimineață până seara. Nici nu mănâncă, câteodată noi îl chiar trimite. Uite, băi, frate, ce mănâncă. Că o să slăbești, mă rog, e mai grăsus și lui îi convine într-o fel. Atunci... Are de unde să dea jos. Da, ce s-a întâmplat? Da. Atunci a fi sigur că Partidul România Mare poate să aibă succes chiar acum la alegerile astea. Dar nu vreau să vă spun ceva. Am aflat astăzi o chestie uimitoare. Cetire de la Germania să se încerce ca să rămână numai cele două partide mari, iar partidele mici, dacă se poate, să dispară și eventual să rămână ungurii, că cu ungurii nu se poate. N-ai cum. Deci trebuie să fim foarte atenți aici și populația trebuie să fie foarte atentă. Dom'le, nu mai votați, dom'le, pe ăștia care v-au tăiat pensiile, v-au tăiat salariile. Vedeți și dumneavoastră că vă țin într-o miserie de orice natură, și economică, și sentimentală, și culturală, și medicală, o mizerie cumplită, dumneavoastră îi votați în continuare. Da. Nu e chestia că nu-i votează și o să întâmple plus... domnul președinte Iovici. Imediat o să nu opriți ideea. Nu, în plus vreau să termin da, ideea. Vă rog. În plus, vedeți ce furăciuni s-au făcut la aceste locale. Dom'le, a fost evident până și televiziunile care țineau cu liberalii și cu cei de la USR, au dat... N-aveau cum deschis, să nu dea. Puteau să facă că plouă. Au dat exact ce s-a întâmplat în sala aia unde să manipulau voturile, parcă erau la mezat. Și cu toate astea, această justiție... Cheamă justiția? Da, justiție. Justiția neindependentă. Dați-mi un sinonim negativ la justiție. Aceasta, așa zisă justiție, îi dă satisfacție acestei doamne care habar n-are pe ce lume trăiește. Da, încă nu știe bine limba română. Dar problema era alta și aici aveți dreptate un punct de vedere care probabil este asimilat de mulți cetățeni români. Însă, fac un apel și de-aia vreau să discut cu domnul președinte Iovici la faptul că și în 2016 și în 2020 la alegerile locale, din păcate, numărul cetățenilor români care s-au prezentat la vot a fost unul destul de mic. Problema este că acești votanți, în mare majoritate, sunt acei simpatizanți al celor două forțe politice care... indiferent ce s-ar întâmpla în viața politică și în viața economică a României, chiar dacă unul din aceste partide ar aduce un dezastru, ce să mai... tot acolo ar pune ștampila. Problema este cum facem, și nu, asta e o mare problemă pentru partidele mici, în special pentru Partidul România Mare, care este un partid foarte bine conturat pe scena politică. De asta există temerea de a reveni în viața parlamentară românească acest partid, pentru că știm bine ce atitudine aveau parlamentarii Partidului România Mare față de anumite modalități prin care statul român a fost pus în dificultate prin măsuri care urmau să se ia sau s-au luat împotriva cetățenilor și a statului român. Cum facem, domnule președinte, ca acel electorat care practic nu vine la vot să-și exprime opțiunea electorală, tocmai din neîncrederea în clasa politică. Am vorbit de multe ori de o resetare a clasei politice. Din păcate, nu se va întâmpla nici în acești 4 ani, pentru că dacă va ieși PSD-PNL, încă 4 ani, aceste două partide vor face legea. Mai a apărut și Partidul Trotinetiștilor. Da, păi o să fac alianță. Dacă, va fi, dacă o să obțină un scor bun, nu mai au nevoie de USR. Dacă obțin un scor mai puțin, o să fac alianță cu ei. Iarăși un joc, și ați atins foarte bine problema, în cadrul politicii parlamentare va face Uniunea Democrată Maghiară. Exact, da. Ca întotdeauna. Deci, PNL-ul nu ia
majoritatea, da. Și cu USR-ul oricum nu fac majoritatea. Acum, da. După rezultatele care le-au luat acum, 30 și cu 6 și ceva, da. Fac 40. Le mai 30. Sigur vor fi ungurii și încă ceva. Da. Mai cumpără 2-3 consilieri parlamentari de la da. Minorități sau de la PSD, ceva și aduce și fac majoritate. Problema se pune în felul următor și nu ridică niciunul. Dom'le, de ce nu ies la vot aproape 10 milioane exact. De români? Exact. Păi de ce nu ies la vot? Aceleași minciuni. Vă dăm, vă facem. Ce ne-a dat? N-au făcut nimic. Auzim că a crescut datoria externă a țării, dar te-a luat, te ia capul când auzi. Nu se poate. Dar noi ce dorim să facem? Noi dorim să facem exact cum a zis președintele Trump. Hai să facem de nou America Mare. Da, și noi zicem același lucru. Hai să facem de nou România Mare. Asta trebuie da. Să facem. Să iasă românii la vot, să voteze patrioți, oameni destoinici, oameni cinstiți, oameni care vor binele României. Hai să facem o Românie performantă, să uite lumea cu admirație la noi. Nu am ajuns colonie, asta e ideea, am ajuns colonie. Da, ne-a zis să ia că nu e bine. Ce nu e bine? Așa-i. Noi vreodată am criticat pe cineva, dom'le, noi n-am fost niciodată cuceriți. Noi am fost o stabilă. Am apărat ortodoxia. Știți că suntem a doua țară ortodoxă din lume după Rusia? Da, da. De ce să iau mari? Și pe noi nu ne lasă nici la moaște. De ce? Că unii nici măcar nu sunt creștini, catolici. Da, sunt, da, da? Sigur. Unii sunt de alte profi. N-am nimic cu ei. Dar, domne, lasă-ne. Deci pot să mă duc cu masca la votare, intru într-o încăpere cu 10 oameni, 15 oameni, în încăperea aia, că în școală sunt vreo 100 de oameni care se plimbă pe da? Și eu într-o biserică nu pot să mă duc. La moaște, în aer liber, nu pot să mă duc. E interzis. Doar aia care sunt, aia care stau în vecinătate, găsim noi scuze. De ce, domne? Știți ce a zis președintele Trump? Acum câteva zile, la un meeting care l-a avut în America, a zis în felul următor. L-a întrebat un reporter, cum vă simțiți ca cel mai puternic om? Și el a zis, nu, nu sunt eu cel mai puternic om de pe planetă. Este Iisus Hristos. Deci, da. Da? Într-o țară democratică, și noi într-o țară democratică, cu 80% ortodoși, da. Nu mai avem voie să mergem la biserici, să ne rugăm la sfinții noștri, ocrotitorii noștri. Sfântul Andrei, Sfântul Basarabov, da? Sfânta Paraschiva. N-avem voie. N-avem voie. De ce? Purtăm mască, ne purtăm civilizat, păstrăm distanța de 2 metri, intrăm cât vrem. Da. Încearcă fel de fel de tertipuri ca să oprească lumea. Ne îndepărtează până aceste măsuri. Uitați că în toată Europa se iau măsuri, dar nu în halul ăsta. Te îndepărtează de familie, te îndepărtează de societate. Da? Te îndepărtează de biserică, de crezi. Nu există așa ceva. Păi te apuci tu și spui, băi, asculta slujbele online. Da. Sunt multe lucruri ascunse care contribuie la realizarea unui plan foarte diabolic. Să nu credem noi că e așa de simplu. Lucrurile sunt reale. Există o organizație care conduce totul plină de bani și așa mai departe, în care există și Soros și așa, și așa mai departe, și mari bancheri, care au în nebunia lor, i-a nebunit averea și nebunia lor a vrea să trăiască numai ei pe pământul ăsta de aici. Dar, dumne, eu am primit acum vreo 3-4 ani de la Funar pe mail acolo niște însemnări care nu le-am luat în seamă. Printre altele, că a venit vorba de asta, erau cel puțin 15 puncte care spunea așa. Desfințarea religiei din școli era prima dată. Mai la sfârșit spunea realizarea, într-un fel, a descreștinității, spunea el acolo. Deci, să nu mai să creadă în Dumnezeu și așa mai departe. Realizarea unor mijloace. Fiți atent, realizarea unor mijloace tehnice ca sănătatea oamenilor să poată fi controlată. Deci dacă controlată sănătatea, poate să te și îmbolnăvească. Și erau multe chestiunea de cultură, școlile,
vor reduce foarte mult din materiei. Materiile vor fi predate, atunci spunea, vor fi predate pe intermediul televiziunii, spunea el. Păi de ce? Care-i tot că deci de educație și de tineri depinde viitorul. Da. Deci vezi? Ne asigurăm de sigur. Acum că nu o să avem viitor. Da. Copiii noștri nu învață nimic. Da. Este no, inadmisibil așa nimic. Ceva. Absolut nimic. Inadmisibil așa ceva. Și acum vă mai spun ceva. Dumneavoastră v-ați întrebat că nu vin la vot. Dom'le, vreau să vă spun ceva. Să știți că marile realizări ale lumii și ale țării noastre s-au întâmplat atunci când poporul, hai să ne legăm de poporul român întâi, dar să știți că și celelalte poporare, s-a realizat când poporul a fost puțin obligat să prezinte, să facă numai niște lucruri. Numai că scuze că vă întrerup, avem un telefon în direct și imediat revenim. Da. Da, bună seara. O întrebare pentru domnul președinte. Pentru? Pentru invitații dumneavoastră. Da, vă ascultăm. Toată prezentarea de până acum am văzut greșelile altele. Haideți să nu mai pierdem timpul și să ne prezentați și nouă programul politic cu care vă veți prezenta în fața alegătorilor, astfel încât să înlocuiți balamaua UDMR și potențiala balama USR cu Partidul România Mare. Pentru că românii s-au săturat să audă plângeri, ăla a făcut, ăla a zis. No. Haideți să trecem la concret. Ajungeți acolo. Ce veți face? Am înțeles. O fundă plăcută și mulțumesc. Aștept răspunsul. Mulțumesc ca să vedeți. Deci, mulțumesc. Întrebarea a fost, dacă n-ați auzit sigur, foarte da. Bine, dacă veți ajunge la guvernare în Parlament, ce veți face? Toată lumea blamează vechile guvernări. Că nu s-au făcut, că au furat, că au drept și așa mai departe. Noi n-am ce va face? Nu. La modul general a spus dânsul. Ce va face Partidul România Mare? Cu ce soluții va veni? Cu ce programe? Dacă va avea la dispoziție actul de guvernare? Pare rău, chiar astăzi, domnul profesor universitar Popa Gabriel trebuia să vină la noi să discutăm exact de programul de guvernare al Partidului România Mare 2020-2024. Îl invităm săptămâna viitoare, domnule președinte. Nu, este în izolare două săptămâni cu un coleg la universitate, se pare că este suspect și au intrat toți în izolare. Asta era. Dar, spun telespectatorului dumneavoastră, o să ridicăm pe site-ul Partidului România acest program, cu educație, cu transport, cu tot. În primul rând, noi vrem să creăm o infrastructură care deja a fost și în care România era printre primele țări ale Europei. Și mă refer la calea ferată. Foarte ușoară, da. Nu trebuie să mai facem ca la autostrăzi, cheltuieli mari, da. Cu despăgubiri, cu exproprieri, cu... Da? O avem deja. Dacă facem o infrastructură foarte bună pe calea ferată, transport de mărfuri, furtot, vedeți bine ce bătaie a fost să cumpere CFR marfă. Deci... Totul este rentabil, totul a fost vândut conștient. Când era domnul acela tânăr și glumeț, prim-ministru, s-au aranjat toate. Sunt dosarele penale în desfășurare. Da. Să sperăm că odată și odată o să rezolve DNA-ul. Dar ce vreau să vă spun? Noi nu criticăm pe nimeni. Noi vrem ca orice proiect bun pentru România, sigur ne vor avea aliați, indiferent ce partid, ce culoare are. Dacă vine cu un proiect bun pentru România, noi ne alăturăm. De ce să pierdem timpul dacă cineva a cercetat și a făcut un proiect bun, să zicem că nu e bun proiectul acela, ci că o să facem noi unul? Nu, noi nu suntem ca celelalte partide. Dacă este un proiect bun pentru țară, pentru România, sigur îl vom vota. Perfect. Domnul Tănăsescu? După aceea, în cadrul programului nostru, noi avem vreo 6-7 puncte. Nu avem 100 de puncte ca partidele alealte și nu fac nimic din ele. Unul este cel legat, cum spunea domnul președinte Iovici aici, și care este foarte important și este chiar bine pus la punct, pentru că, vă spuneam, avem un profesor universitar care se ocupă de treaba asta. Dar ne vom ocupa, avem programe foarte bune pentru sănătate și pentru cultură. Și pentru altă, dar deocamdată să ne luăm și, bineînțeles, un program economic general din care se desprind o serie de alte aspecte legate de comerț, de exporturi, de importuri și așa mai departe. Dom'le, trebuie revizuită
în totalitate legea sanitară. Legea sanitară trebuie revizuită, noi lucrăm la ea întâmplător, eu o cunosc, eu am fost și organizator de sănătate și o cunosc și vreau să spun că sunt unele lucruri care trebuie readuse așa cum am fost înainte de 89, nu facem aici cu comunism, că necomunism. Noi eram o gratuitate asigurată pentru toți pensionarii și de fapt și pentru toți salariații. Erau medicamente gratuite, asigurate până la un anumit nivel al pensiei pentru pensionare. Existau în fabrici și în instituțiile mari cabinete medicale. Existau în toate școlile cabinete medicale. Acum, eu vreau să vă spun ce balamuc este. Dacă te duci acum la ora asta, la un spital, ai să găsești la intrare acolo 200 de oameni care vin la spital. Bă, de ce ai venit? Păi mă doare măseaua, mă doare mână, mă doare un dești și așa mai departe. De ce? Pentru că e dezorganizat total. S-a creat o nouă tagmă, să spun așa, care e de fapt derivată de medicul de medicină generală, să pună așa zis un medic de familie, la care se înscrie care vrea. Dom'le, înainte era o teritorializare, asta însemna supraveghere, în primul rând, epidemiologică. Deci știai exact ce se întâmplă ca la tine acasă. Dacă se sparge o țeavă la tine acasă, știi imediat, nu s-a spart, se duce și... Ori acum, medicul de familie are oameni înscriși de la Ploiești, de la Bizighești, de la Comuna Roșu și atunci nu poți să-l supraveghezi. Și nici el nu mai poate să fie întotdeauna să vină la tine. Dacă se revine la circunscripția sanitară care e teritorializată, de asta și din punct de vedere al consultațiilor, din punct de vedere al tratamentului, din punct de vedere al vaccinărilor, care sunt foarte importante, vaccinările copiilor, nu e chiar așa ce se dau în ziare, că vaccinul omoară oameni, așa, tâmpenie. Poporul ăsta român a fost vaccinat tot timpul și de asta este și sănătos, nu e chiar așa. Începând cu BCG-ul, care acum, împotriva tuberculozei, care acum nu se prea mai face și iată, rata de tuberculoză este foarte mare, crescută din această pricină. Vreau să vă spun că în 87-88 nu prea mai erau cazuri de tuberculoză în România. Și acum sunt mii de cazuri de tuberculoză. Organizarea sanitară trebuie făcută, deci scala reform, ai circunscripția sanitară cu policlinică și spital. De ce spun asta? Revin la asta. Toți ăștia 200 care se duc la spital, din ăștia 200, 5-6 sunt de internat în spital și de intervenit. Deci pe ăla care îl doare deștul, cum spuneam eu așa în glumă, se duce la circunscripție. Îl vede doctorul. Doctorul de la medicină generală îl tratează. Dacă vede că îl depășește, trimite la policlinică, care este, nu, scara a doua, care acum nu prea mai există, sau aici numai policlinici aia cu plată particulare, unde trebuie să dai 200 sau la, dacă e profesor, dai 400 de lei ca să te consulte ăla, că te-a dărut degetul. Policlinica vede gratuit toți bolnavii pe care medicul de medicină generală nu i-a rezolvat. Policlinica rezolvă acești cu medici specialiști de data asta. Ăla în ortopedie, în diabet, în ce vreți dumneavoastră. Ăla care nu poate fi rezolvat la nivel de policlinică, este trimis la spital, internat și rezolvat. Și atunci la spital nu mai sunt 200 de aici, pentru că el vine primul la rețea. Deci asta e prima chestiune, ca și răspundul. În învățământ, ca să nu mai lungesc vorba, dacă se revine la o parte din programa analitică a școlilor dintre anii 75, 85, 90, vreau să vă spun că se rezolvă problema învățământului și învățământul superior. Pentru că acum s-au scos tot felul de materii, s-au comprimat și să-mi fie cu iertare. Dacă vă spun că la o întâlnire, știți că sunt și scriitor și am avut o întâlnire, mai dă multe drept acum un an, la un liceu și din clasele alea, erau acolo de clasa 11, 12, nu știu ce, nimeni n-a știut cine a scris frați Lijderi. Da. Deci este suficient asta, da. Ați înțeles. Deci refacerea unor programe
logice ca noi să ne reabilităm și din punct de vedere medical și din punct de vedere educațional. Acum am spus acum, poate social și de vă rog. Și tineri care sunt înscriși în partid în ultima perioadă, chiar foarte mulți tineri, și avem o problemă de la ei, că asta discutam și lucrez în echipa pentru programul de învățământ. Au ridicat următoarea problemă. Bine, noi am terminat 3 ani. Noi ce facem acum? Da. Ce facem cu facultatea? Unde ne ducem? Păi, la practică, universitatea n-a fost în stare să găsească cu Ministerul Învățământului să facem practică în domeniul în care noi învățăm. Acum terminăm ăștia 3 ani. Dacă noi ne ducem la masterat, ar trebui să ne încadrăm undeva în servici. Dar la servici, ne întreabă așa, ce experiență ai? Da, da, și ăla la păi nu, că abia am terminat. A, noi nu avem nevoie de oameni cu experiență. Da. Da? Da. Și mă întrebau copiii, domnul Iovici, ce o să facem noi? Păi o să facem în felul următor. Intrați cu profesorii noștri la învățământ și lucrați și puneți problemele care voi vă confruntați, că voi sunteți viitorul. Noi trebuie să rezolvăm problemele voastre cât putem de bine, că voi sunteți viitorul nostru. Voi sunteți viitorul țării. O să-i vedeți că îi regăsiți pe listele la parlamentare. Avem foarte mulți tineri și foarte multe femei. Ce să vă zicem? La justiție. Lucrăm iară. Și justiția are anumite probleme. Toată lumea a făcut în anumite cazuri. Dar să revenim la problema cu manifestările. Un celebru artist a făcut o manifestare și am văzut că are dosar penal. Scria la o televiziune și mă gândeam, ce a făcut ăla? A cântat la NAI, da, imnul României, da, și a cântat, și au cântat Crezul. Da. Cu 10.000, 20.000 de oameni, nu știu cât erau. Ce a făcut rău? Dar ăia care ieșeau seară de seară, rezist. Da. Cine le-a făcut ceva la aia? Nu. Vai, dar au fost și încurajați de domnul președinte, n-a ieșit în rândul lor, îmbrăcat într-o geacă portocalie. Băi, am venit aici și la universitate, da. Să vă sprijin. Să sprijin un meeting ilegal. Da. Păi, ăsta nu poate să fie sprijinit tot de domnul președinte? A cântat imnul României, ce a greșit? A cântat Crezul. Noi suntem ortodoxi. Nu uitați. Așa e. Nu? Din, păi din păcate, transpunerea în practică... Am vrea să vă spun ceva legat de întrebarea... Acolo vreau să vin și eu. Intervenția domnului și pe care îl salut, pentru că, de fapt, a pus o problemă interesantă. Interesantă pentru țară. Deci, omul acesta își iubește țara. Dacă ne-a întrebat, bă, voi ce veți face, de fapt? Că așa toată lumea promite. Dom'le, vreau să vă spun câteva lucruri simple. Noi, în program, și aici vreau să spun că președintele Iovici are, domne, un tact extraordinar și ne ascultă și ne consultă și venim cu programe, le discutăm, le învârtim, le dăm înapoi, ne dăm... Deci, ca să fac un lucru cu lumea. Domne, în programele noastre urmărim, ați văzut, dacă vreți, câteva lucruri simple. Domne, problema transporturilor. Da, domne, mergem pe ideea cu trenul, cu transportul. Problema sănătății, problema, cum a spus, culturii. Dom'le, dar vreau să vă mai spun ceva. Apropo de faptul ăsta, lucruri mărunte trebuie rezolvate. Dom'le, vreți să vă spun un lucru foarte mărunt și de care toate partidele astea care au fost la guvernare, la putere și primarii să le fie rușine, n-au fost în stare să rezolve. Știți care e asta? Dom'le? Sunt peste 2000 ceva de școli care au closetele în toate. Da, au toalete. Vreau să vă spun ceva. Dom'le, eu când am ajuns primar la Măgușoaia, după Revoluție imediat, aveau un closet lung în curte acolo, fără uși, se duceau fete, băieți, când m-am văzut, am zis, bă, ce e asta, mă? Nu fusese în stare nici comuniștii aia, care mai făceau câte ceva pentru școli și pentru asta, mă? Nu fusese în stare. Primul lucru, ce credeți că am făcut? Deci am rezolvat problema asta, am făcut în și am făcut în interiorul școlii, am găsit soluții, am făcut acolo WC-ul și asta. Nu exista apă curentă atunci. Fântână, hidrofor și copiii aveau așa cum de plus că trebuia să spele pământ și așa mai departe. Când am introdus apa și canalizarea, lucrurile s-au rezolvat. De ce spun asta?
Deci n-ar fi putut sau nu se poate. Cât costă, domne, să faci? Da, un asemenea. Cu soluția, cu containerele metalice. Da, păi tocmai. Ați văzut că în pandemie acum au găsit o soluție. Da, dar alea sunt ieftine și primarul ce câștigă de acolo? Ca să spune lucruri cinstit. Vine cu modulul de container, cu tot, leagă la apă curentă dacă e în comună, dacă nu, la, da, face un puț cu hidropor, bazina are el și copiii au apă caldă și condiții deci noi, dacă de igienă, da? Pardon. Dar nu se dorește, cât e un container? Nu. 10.000, 15.000 ai făcut-o de euro. Cât, da, și nu e atât. Bani să cheltuie. Dar nu. Deci, păi, noi dacă ajungem în Parlament, o să râdeți, acest lucru minor îl vom pune pe tapet. Și vom obliga pe primari să facă acest lucru, da, cu prioritate. Uitați, da, am fost la un parastas în provincie, nu îi dau numele comunei ca să nu zică că îi face reclamă. Da. Da? Ce credeți? Ne-am dus parastasul, am fost într-o clădire, am întrebat ce e asta. Era așa cu termopane, părea nouă, dar stătută și... Și păi aici a fost o grădiniță, o școală. Și, păi, nu mai sunt copii acum. Și, bineînțeles, ca să facă și primarul un ban, a renovat-o, nu? Nu. Într-un fond era o clădire, bine, să nu o demoleze, a renovat-o, dar stă închisă. O folosește cine mai poate, așa, de aici pe acolo. Și mă gândeam, noi am venit cu soluția. Dom'le, unde sunt copii mulți? N-are rost acum, da? Dacă gândești ca un primar, mă, în comună acum, cât? Bun, de un an câți copii sunt? De 2 ani câți copii sunt? Faci o situație. Au făcut niște școli mari care acum sunt goale. Se strică, se degradează, nu sunt bandă întreținut. Da. Da, e păcat de școală. Ce le-am zis? Dom'le, aveți o școală. Crește numărul de copii acum. Pentru cât? Bă, până termină ăștia încă 10-15 ani. După nu mai avem copii. Iar, că îți dai seama cât sunt de întâi și cât sunt de a șase. Dă pus repede niște containere și mărești capacitatea școlii, lângă școală. Să fac corespondența între ele și mărești capacitatea. Când nu mai ai copii, iei acele containere, da? Închizi școala cum era înainte, la capacitate mai mică și duci containere în altă comună, în alt orășel, unde e nevoie că sunt mulți copii. Și atunci ai rezolvat problema, fără cheltuială mare. Eu țin o școală și cer, mai am, ați văzut, 3 de clasa 1, 3 de a 2, nu mai, ce să mai faci cu ei? O țin degeaba, o închid, se degradează. Peste 10 ani, 15 ani, când vor veni copii mulți, școala e căzută și când intră, domne, păi ce ați făcut, n-am venit școală, o să învățăm. S-a degradat. Păcat de investiții, nu facem investiții cu cap, e investiții pe care trebuie să le gândim pentru termen mediu și lung. Școala este o investiție pentru viitorul nostru. Deci copiii care învață acum, nu ne gândim, stați mă, mai încă 3-4 ani termină ăștia și gata. Nu, trebuie să le creăm condiții. Și dacă facem, eu le-am zis, școala, dar nu sunt capacități, corect. Distanțare. Păi mărim cu aceste containere, mărim suprafața școlii și crește numărul de elevi care pot să stea într-o clasă și atunci să duc copiii la școală și învață. Cu online, acum știți că e ultima chestie. Da. Profesorul nu poate să-i vadă pentru intimitate și ăsta nu-i vede pe studenți. Da. Deci profesorul lucrează la un ecran și el nu știe cine se uită la el. Doar dacă zice, domnul student sultan, ce părere ai? Și ăla, bună, domn profesor. Dar el nu-l vede ce face. Da, înțeles. Da, dobe, adică sunt niște probleme care noi le-am luat repede, le-am pus, dar care nu vor da rezultate. Să sperăm că sunt nu există o grijă de moment în virtutea ceea ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic. Mai avem un pic în martie, facem un an, mai avem câteva. Da. Nu există o grijă față de copiii care termină școlile și așa mai departe, școlile, că toate școlile sunt toate generale, din păcate. Dom'le, desființarea sau neluarea în seamă sau necontinuarea cu școlile acelea în profesionale. Care profesionale, o soluție formidabilă. Pentru că termina la 7 clase și mergea la o școală profesională, făcea strungar, fudor. Domnilor,
Nu mai există un strungar ca lumea, un sudor ca lumea. Și oamenii care se califică, se califică chipului nici măcar la locul de muncă, la locul de muncă relativ, pe lângă ăla, pe lângă nene, meștere, cum e aia, cum e aia, habar n-au. Până și zugravii, dom'le, învățam un an de zile să... Corect, numai deci, că trebuie să luăm un scurt moment de publicitate de și revenim. Nu există. Da, pauză și revenim, mulțumim. Așa că... născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora.
accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresele asta? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Am revenit în studio, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Realitatea în Politică, alegeri parlamentare în pandemie, este titlul emisiunii noastre de astăzi, pentru a veni mai concret în atenția dumneavoastră privind acea întrebare a telespectatorului dinainte de pauză. Întrebare care, până la urmă, este adresată în mare parte către oricare partid care vrea să
vină cu propuneri, proiecte, programe de guvernare, de ce nu? Pentru că am auzit această întrebare către multe alte formațiuni politice care vor să aducă schimbări în această paradigma încrederii pe care electoratul ar trebui să aibă în politicieni. Însă situația din punct de vedere constituțional stă în felul următor. După ce alegerile au loc și are loc, evident, împărțirea mandatelor, atunci, potrivit articolul 103 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului, care a obținut majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor care au o reprezentare parlamentară. În termen de 10 zile de la desemnare, candidatul pentru funcția de prim-ministru va prezenta Parlamentului lista guvernului și programul de guvernare pentru ca Parlamentul să-i acorde votul de încredere, dacă îi o acordă, cu votul majorității deputaților și senatorilor. E destul de dificil în contextul actual în care, din păcate, alegerile pentru Parlamentul României se desfășoară în condiții nu tocmai, zic eu, benefice pentru partidele care vor să vină cu direcții de acțiune deosebit de importante, deoarece, așa cum s-a organizat și la alegerile locale și acum, câștig de cauză, din păcate, și aici mă refer la organizare și la modalitatea de a face campanie electorală, o vor avea tot acele două partide mari, bineînțeles în coaliție cu probabil USR Plus, Partidul România Mare și, așa cum am spus puțin mai devreme, UDMR-ul, care întotdeauna, atunci când e vorba de formarea unor majorități, își exprimă punctul de vedere prin anumite cerințe pe care le solicită, evident, celor care ar urma să preia puterea. Este foarte adevărat că în contextul actual a-ți impune o majoritate în Parlament este destul de greu. Toate acele programe și proiecte pe care și domnul Tănăsescu și domnul Victor Iubiș l-au prezentat sunt extrem de utile pentru statul român, dar din punctul meu de vedere destul de greu de transpus în practică, pentru că trebuie să formezi o majoritate sau măcar să faci parte dintr-o astfel de majoritate, astfel încât să poți în guvern să ai reprezentanți. Sau, cum e partidul Mișcarea Populară astăzi, are secretar de stat, are directori în anumite instituții ale statului român. O ultimă chestie aș vrea să mai spun și închei. Parlamentul României, așa cum este el în momentul de față, vreau să spun că și-a reglementat regulamentele Camerelor și legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor în funcție de a-și apăra interesele cele mai importante în materie de reprezentare, de venituri, în materie de răspundere și așa mai departe. Funcțiile Parlamentului, așa cum sunt ele reglementate potrivit Constituției și legilor, sunt, și cu asta închei, și vom vedea dacă o schimbare în ceea ce privesc anumite funcții ar fi posibilă, și asta mă refer la cei care formează în momentul de față așa zisa mișcare patriotică, care ar trebui să exprime o unitate la nivel național, nu să fie, zic eu, disipați în anumite zone, pentru că interesul acestor două mari partide este ca să țină departe de viața politică și de unitatea anumite formațiuni. Și aici, zic eu, Partidul România Mare are un rol covârșitor, fiind practic cunoscut drept un partid patriotic, un partid care exprimă și se exprimă pentru integritate națională, independență, suveranitate, independența justiției, libertate economică, acces la cultură, la educație, ceea ce a spus dumneavoastră, și multe alte aspecte care țin de bunăstarea poporului român și, de ce nu, a statului. Deci funcția principală a Parlamentului, funcția legislativă, funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale. Din păcate, această funcție este folosită de Parlament pentru a-și desemna în cele mai importante instituții ale statului, potrivit competențelor, acele persoane pe care
ei practic le doresc ca să le exprime interesele în acele instituții. Și aici mă refer la faptul că Parlamentul, potrivit acestei funcții, este cea care numește în plenul celor două camere președintele Consiliului Concurenței, președintele Consiliului Legislativ, președintele Curții de Conturi, președintele ASF, adică Autorității de Supraveghere Financiară, să vedem ce o să mă președintele ANRE, numesc președinții celor mai importante instituții și cele mai bine plătite. Intră toate partidele, da, după un algoritm. Asta, vedeți? În toate. Intră, dar ei desemnați. Da. Dar eu vă spun, Partidul România Mare, dacă vine cu un proiect de lege și un proiect pentru țară, fiți convins că eu personal mă voi duce indiferent cine e la guvernare. Dragi colegi, noi am venit cu un proiect pentru România. Vi-l prezentăm, vi-l lăsăm să vă gândiți la el, vin peste o săptămână să vedeți ce părere aveți. Oricum, noi o să-l punem în Parlament în dezbatere. Dacă vreți să-l votați bine, mă, da, vreți binele României, votați-l. Dacă noi am omis ceva în acest proiect, veniți, aduceți niște argumente, punem acolo că dacă e pentru binele României, suntem de acord cu absolut orice. Să vă spun ceva. Partidul România Mare se întărește. Știți că din fragmente de la noi au plecat datorită disensiunilor din partid de ani de zile. Puțin știi. Acum toți au început să se adune la matcă. Acum am semnat zilele trecute un protocol cu Partidul Oamenilor Credincioși, înființat de un fost membru PRM. Fost ofițer, a lucrat în Curtea de Conturi, un om corect, cinstit, da? Domnul Edu Mihai. Am semnat un protocol, o colaborare, au și ei candidați, ca și cu domnul doctor, suntem adunat. Noi nu luăm decizii, eu nu iau o decizie ca președinte al Partidului România Mare, fără să mă consult și cu ei, că așa mi se pare normal. Ne-am adunat ca să reușim să facem ceva pentru România, noi ne consultăm, poate nu e bine și au dat și o idee mult mai bună ca mine și noi suntem o echipă. Și v-am zis, Partidul România Mare nu mai este partid de lider, este un partid de echipă și din echipă fac parte toți membrii de partid. Așa cum am spus, nu există ca la celelalte partide și cum era și la noi când era răposatul președinte, birou permanent, nu mai ai voie să intri, n-ai voie să intri în curte, că e secret. Nu e niciun secret. La ședințele de birou permanent participă cine dorește. Adevărat, votează cine e ales în birou permanent. Dar poate orice membru de partid are o idee bună și poate să ne spună. De ce? E vreun secret? Domnul doctor a văzut. Ultima ședință de birou am fost aproape 200. Noi suntem 53 în birou. Dar au venit, domne, vreau să veniți, participați? Sigur că da. Aveți vreo idee bună, spuneți? Dacă nu, doar veniți să vedeți cum e, veniți, că nu e niciun secret. De ce sunt secret? Și listele le discutăm de candidați cu toată lumea. Organizațiile, conform statutului, propun, comisia de cadre le analizează, supune biroului permanent și asta e. Deci, asta înseamnă că noi dorim un bine al partidului, nu dorim să facem anumite chestii pe sub mână, pe sub masă, lasă-mă să nu știe ăia, facem noi, nu facem nimic, facem totul la vedere. Și proiectele noastre s-au văzut că noi le propunem și le ducem. Nu putem noi să le punem în aplicare altcineva care e la guvernare și poate, dar noi o să-i propunem aceste proiecte, că sunt pentru binele țării. De ce nu? Da. Și mă uitam acum în pauză la dumneavoastră cu reclamă. Păi stați un pic, că s-a modificat. Acum noi trebuie să purtăm masca în fiecare... Da, și da, nu? Reclamele sunt depășite. Vedeți că statul și autoritățile nu țin pasul cu... Dom'le, reclama asta e valabilă mai puțin pentru București. Trebuie să purtați așa, pentru zonele carantinate, așa. Adică trebuie comunicat cu cetățenii. Nu trebuie să le impunem pe forță. Trebuie să-i facem conștienți ca să participe alături de noi. Și cu argumente. Deci, vii cu un argument că la alegeri, cum ne-a spus domnul președinte, la alegeri sunt măsuri extraordinare. Minciună. Acum, la moaște, nu mai putem să luăm aceleași măsuri extraordinare, să lăsăm poporul român să se roage la sfinți și la moaște în speranța care o are și o pune fiecare în rugămințile care le au fiecare, da? Rugăciunile noastre nu mai au, da? Păi de ce? Dau un alt exemplu care, vă spun așa pe mine ca cetățean, m-a deranjat. Adică, când au fost cei cu rezistul care erau
anti-PSD aveau voie în piață seara de seară fără nicio autorizație. Încurcau circulația, încurcau tot. Da? Acum, că un mare cântăreț român, să nu-i dăm numele ca să nu zică că îi facem reclamă, da? Care e băiat de preot, fiul de preot. Da. Atenție! Da. A cântat la NAI imnul și au cântat cu toții crezul. 10.000 de oameni. Și acum a sesizez organele ca să e cercetat penal că a făcut un concert fără să aibă voie. Da, aia de la hashtag rezist. Toate marile companii, de ce? Știți care a fost deviza marilor companii? Dom'le, după 4-5 puteți să mergeți. Puteți să mergeți unde? Nu le zicea, puteți să mergeți, puteți să plecați. E extraordinar. Acum, ia să-i vedeți, îi mai lasă să plece până la 4? Nu, domne, păi ai program, da, până la 6, unde să pleci? 7, nu, trebuie să lucrezi, să meargă. Dar atunci aveați voie să vă duceți, că ăia ne-au cerut, ne-au luat să plătim impozite și de alea și suntem împotrivă, nu? Da. Adică orice străin e bun și orice e românesc nu e bun. Păi ce am ajuns noi în țara noastră? Să ne fie rușine că suntem români? Ar trebui reglementat. Români, fiți patrioți, mergeți la vot. Votați românii, votați patrioții. Da. Dom'le, vreau să vă spun că acest hiatus care s-a produs câțiva ani de zile în activitatea reală a Partidului România Mare a fost cu urmări negative, în sensul că popularitatea partidului a scăzut. Oamenii nu au mai știut că există. Existau și niște lupte intestine, mă rog, unii care vroiau ei să revendicau ei partidul, și așa mai departe. Și au fost ani de zile. Domnul Iovis, 3 ani de zile s-a luptat să poată să revigoreze și să, mă rog, să preia partidul împreună cu niște asociați, să spun așa, politici ai lui și o echipă de oameni. Ori acest lucru ne dezavantajează deocamdată. Noi trebuie să reușim să, cum spuneam, să trezim populația, în sensul metaforic să o trezim. Dar, deci populația să vadă că noi am revenit. Este suficient atât să spunem, domnule. E cea mai importantă, dacă ați reușit acest aspect, că e cea mai importantă. Vreau să vă spun că cel mai important obiectiv al nostru. Vom fi iarăși și am fost și mai mult decât atât. Da. Ce se întâmplă? Spre bucuria noastră, cum spunea și domnul președinte, au început să revină din cei care echipul lui naufragiaseră în diverse alte locuri, nu neapărat partide, dar așa, în tot felul de combinații. 1. 2. Cu timpul am constatat și mai ales acum în ultimele zile, am constatat că noi avem de 2 ori câteva județe puternice. Ați înțeles? De 2 ori câteva. Asta însemnează că ne dă curajul să sperăm că se vor alătura acestora și județele care au rezonat, dar nu suficient. Trebuie să fim sinceri, că altfel nu avem de ce. În clipa în care și ceilalți rezonează, o să vedeți că România Mare va avea câștig de cauză. Și eu vă spun, dacă noi... Și asta datorită tinerilor care au revenit în partid. Deci noi am lăsat la organizația de tineret și acum sunt undeva după anii ăștia la 30-31 de ani și sunt foarte activi și vocali. Și a fost un câștig acești oameni care au revenit și care, mă rog, au fost aduși tocmai cu scopul și destul de selecționați într-un fel, să nu credeți că care vine acolo, îl pune în șef și... Deci să vedem de tot ce vorbim. Lucru care s-a constatat chiar acum. Deci acum, știți, tâmpenia asta cu strângerea semnăturilor. Au fixat ei că necesarul ca să pot să înscriu un partid, să participe la alegeri, este nevoie de 95.111 semnături. Nu 95.000, nu 96.000, nu 95.111, domnule. Dar cu 3 oameni poți să faci un partid. Da, dar în schimb... Cu 3 oameni poți să faci un partid. Păi ăia cum să strângă? Că noi suntem un partid
cu aproape toate județele acoperite și le-am strâns 100 și ceva de mii, dar să știți că destul de greu, trebuie să recunoaștem acest lucru. Păi și... recunoaște că de-aia trebuie să iei coletul cu semnături pus pe tren. Păi cum? Da, că păi bineînțeles. Bani. Partidul nostru e sărac, nu avem infrastructura da. Celor mari. Da. Și săracii se duc la trepte. Tocmai de aceea vreau să ajung să vă întreb dacă veți reuși în Parlament să vă impuneți punctul de vedere în sensul de a fi aleși de către electorat. Vă gândiți cumva să modificați legislația electorală sau să propuneți modificarea legislației electorale? Și la Constituție. Nu mi se pare normal ca în legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale da. Să aibă prioritate decât acele partide care au o reprezentare parlamentară, mai mult decât în birou electoral central, fac parte, alături de judecători de la Tribunalul Municipiului București și președinte la EP și vicepreședinții EP, și 7-12 persoane care fac parte din partide care au reprezentare parlamentară. Ce se întâmplă cu celelalte atunci? Nu pot să asiste la buna funcționare și buna constituire a ceea ce înseamnă activitățile electorale în România? Mai mult decât atât, vorbim de obținerea celui 3% ca să primești subvenții pentru banii care ai... Nu, să primești înapoi pe da, cei care ai cheltuit. Da, exact. Știți cât au primit partidele parlamentare în campania locală? 47 de milioane de euro. Da. Domne, trebuie să facem, trebuie să dreptăm. Unul n-a zis, noi donăm banii da. Să facem un spital. Da. La, avem asociații, o mulțime de asociații care au făcut spitale pentru copii. Pe banii lor, pe banii strângi de la români, nici de cum de la stat sau de la partide politice. Domne, noi donăm banii la fundația care face pentru copii. La, mă uitam la spital de copii. Doctor, domne, nu mai am, sunt singurul care fac, îi trimit în străinătate că nu mai am posibilitatea să operez. Haideți, domne, să dăm banii ăștia să facă o secție, să mărească secția, să-i facă domnului doctor pentru copiii cu malformații grave, care el îi vindecă, culmea, are rezultate extraordinare. Da? Deci, nu fac. Toți și-au băgat afișe. Mare, aduceți-vă aminte de ăsta care n-a trecut pragul și era mare, a fost mare prim-ministru. Peste tot unde te ducea, el era. Da, și culmea, am cămat și albă, sunt curat. Na, s-a uitat lumea că am furat, că a trecut 3 ani. A uitat lumea că am furat. Nu mai sunt, 4 ani. Gata, acum am 4 ani, sunt curat. M-am dus la Nufără, m-am spărat cu Dero. N-am furat, n-am făcut aia, n-am făcut parte din traficul de influență, dar n-am făcut nimic. Uitați, acum vine. Vă dădeam un exemplu. Ce au făcut la colectiv? Da? Da. Ce ne-a zis domnul ministru? Că acum să vedem, a luat, are dosarea. Păi după 4 ani, hai domne, că dacă totul îl iei, ia-l și fă-l într-un an, într-o jumătate de an, să știm, să vedem rezultatele. Gata, s-a terminat. Ce o tot plimbăm, dovezi, să vezi, să mai... Asta, știți cum e la noi? Are poporul o vorbă. Domne, o lungă moarte sigură. Când vorbim de justiție, chiar dacă nu e o divulgație de fapt, vorbim că justiția, domne, nu mai este cea care trebuie să aplice așa cum trebuie legea și, în plus, să știți că sunt foarte multe derapaje, ca și în arbitrajele de fotbal. Sigur. Să vă spun ceva. Înainte exista judecata de urgență. Domne, situațiile cu crime, cu mă rog și așa mai departe. Cum a fost la cutremur. Da. Hoții și cei care atunci au furat. Sigur, au fost condamnați în 24 de ore. În 24 de ore și au fost... Și mai era ceva. Ceea ce cred că nu era rău. Așa zise așezori populari. Poți să le dai numele altfel. Deci, în completul de judecată, în spate acolo erau 5, 7... Așa zise asesori populari, care erau cam aceiași, care începuseră să citească, care erau tipului din popor, dar nu, erau funcționari, erau, nu erau chiar ciocănari. Care începuseră și care, în clipa când existau oscilații în instanțele de judecată, ăștia interveneau și spuneau, tovărășea... președinte, că erau câte 3, că nu, acum judecă unul. Nu exista atunci unul. Da. Erau 3 judecători, domnule. Acum judecă unul, ia măsura... Nu, dar gândiți-vă ce dezavantaj pe judecători. Sigur. Ce presiune.
Da? Da, bine, lasă asta. Cum a fost cazurile astea când aflai de la televizor că X a fost luat la DNA și mamă, îl trimitem în judecată. Și pica la judecătorul de urgență care e ziua aia de servicii. Da. Știți cum e, da? Și picai pe toată ziua, că ea seara ați văzut, când se întuneca, îl ducea să dea mandat. Mă, te trezești când toată ziua la televizor să vorbea cât a furat, ce a făcut, ce odios, ce nu știu ce, banii noștri ai poporului, nu știu. Da? De aia care s-a dovedit acum că de fapt nu erau chiar așa, că statul paralel îi băga pe ei înainte, ca să nu-i demaște pe ei. Săracul judecător, vă dați seama, să trezea cu presiunea aia, mă, toată presiunea mass media, a furat ăla, cum publică, să zici tu că nu-i dai mandat, că n-ai actele necesare și probe ca să-i dai mandat. Eu nu zic că era nevinovat sau nu. Bă, da, stai un pic. Da, și aici e vorba și de la dosar, da, și e vorba și de conștiința judecătorului și evident, de pregătirea lui profesională și de faptul că are sau nu bube în cap. Acum cu ce s-a întâmplat la capitală? Păi să vă spun eu ce s-a întâmplat la capitală. N-au mai fost judecători. Da, da, au fost procurori. Birourile electorale. Au fost procurori. Păi procurorul nu e independent, el face parte dintr-o structură, da? Sigur. Păi dacă ministerul eu eram public. Eu eram la, ca un șef ierarhic, eram la Biroul Electoral Municipal și domnul doctor Tănăsescu, subalternul meu, era la sectorul 1. Dacă eu făcea eu făceam o contestație la sectorul 1 și sectorul 1, domnul doctor, zicea, da, de acord. Păi îl chemam eu și ziceam, auzi, băi, doctore, vină cu ce? Să termină luna asta, da? Și te întorci în structură la mine. Băi, vezi că nu mai prins sectorul 1. Direct la Mogoșoaia te trebuie. A, da? Cum? Ce decizie luai? Da, să trăiți, am înțeles. Da. Mă duc și le zic la aia. Nu e adevărat, domnul. Păi nu, judecătorul e liber. E un om liber, gândește, pune, da? Nu răspunde ce zice. Da, în orice caz au dovedit că au avut niște derapaje extraordinare și vreau să vă spun un titlu din Ziarul Național, care este fabulos, după ce s-a dat decizia că doamna Clotilde, asta parcă așa o cheamă, da, să fie totuși validată, ăștia au dat un titlu fabulos. USR-ul a învins justiția. Da, apropo, vreau să vă zic că am primit o glumă pe WhatsApp care chiar m-a deranjat. Nu știu, poate pe ce au scos-o chiar de la serviciile noastre. Era așa, rugăm serviciile secrete din Europa să ne spună care a fost rezultatul alegerilor la sectorul 1. Asta e o palmă dată instituțiilor noastre, serviciilor noastre. Da, sigur. Sincer, cu gluma, poporul român înțeapă exact acolo. De-aia doresc ca poporul român acum să înțepe la vot pe ceilalți care au făcut numai nenorocirii România și au vândut-o toată, bucățică cu bucățică, dar am ajuns colonie. Dacă poporul român se va deștepta, o să vadă că o să murim de foame, vine criza economică, acum ne... Îmi puneați o întrebare dumneavoastră, cum o să... De fapt, președintelui, da, mă rog, prin mantinelă ajunge și la mine. Cum s-ar vedea ca lumea să se trezească din cei pasivi și să vină la vot? Exact, cei care nu au încredere în clasa politică. Nu se va întâmpla asta. Sau nu au nicio opțiune. Nu se, pentru că unii sunt comozi, alții sunt lași, alții devin defetiști și așa mai departe. Domnule, știți care ar fi soluția? Zău, soluția. Vot obligatoriu. Vot obligatoriu. Bun, și dacă vine la vot și dacă pune ștampila peste tot, e vot nul. Păi nu contează, treaba lui. Domne, dar să vină acolo. Avem 10 milioane care nu ies la dar vot. Dar să știți că nu, în ăia care nu vin, ăia 7-8 milioane care nu pun toți ștampila pe două. Din păcate însă, la alegerile parlamentare, evident, ăsta e un lucru pozitiv, cetățenii români din străinătate pot vota, adică se organizează secții de votare în străinătate. Din păcate însă, și cu asta vreau să încep, dar fără această explicație n-ajungeam aici, autoritățile statelor unde cetățenii români își au domiciliu sau lucrează în străinătate nu permit înființarea de secții de votare tocmai din cauza pandemiei. În momentul de față, pentru că la alegerile parlamentare s-a instituit posibilitatea de a te preînregistra
și să votez prin corespondență, da. S-au înscris până acum circa 30.000 de cetățeni români cu drept de vot din acel număr foarte mare de care a spus și dumneavoastră. Din păcate avem numai 800.000 de cetățeni români. Este o întreagă devatură birocratică până să ajungi să poți să votezi. Dar noi am vrea să voteze online și în România? Că e pandemie, facem școala online, facem orice online, dar votul nu-l facem online? Mergem în siguranță? Americanii păi ne roagă să ascultăm slujbele online. Să ne roage să votăm și online. Da, da, e... Păi nu, să votăm și online. Înseamnă bani. Cer. Înseamnă mulți bani alocați. Păi nu, să ne dea anumite coloane și punem acolo, să urmărească. Evident. Nu? Însă mai este ceva, vis-a-vis de norma de reprezentare. Pentru că în momentul de față, legea 308 pe 2015, da. Pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, stabilește în momentul de față un deputat la 63.000 de locuitori, un senator la 168.000. Da. Fără ca numărul să fie mai mic de 4 deputați și 2 senatori. Evident, da. În situația în care e vorba despre o populație care populație se situează pe la limită, se redistribuie anumite mandate. Însă, ați vorbit la un moment dat, și aici domnul președinte Iovici a spus, că în Parlament, dacă se vine cu o propunere legislativă sau proiect de lege care este în beneficiul statului român, ea ar trebui să fie pusă pe ordinea de zi. Din păcate însă, vă spun și aici, puteți aduce o schimbare în situația în care veți face parte din Parlamentul României. În fiecare cameră, după ce se alege nouul Parlament, se va alege un președinte al biroului permanent și, și există un birou permanent. Domnul Tănăsescu știe foarte bine că a fost senator în Parlamentul României. Când vii cu o propunere legislativă și, chiar dacă este foarte, foarte bună, dar faci parte din opoziție, să spun așa, și nu este promovat pe ordinea de zi, rămâne acolo într-un sertar. Așa e. Ce se întâmplă totuși ca să putem face, să schimbăm această modalitate? Trebuie schimbat regulamentul Camerelor, zic eu. Iarăși ajungem la legislație, pentru că da, se poate ei și-au făcut legislația așa cum au vrut ei, pentru că Parlamentul adoptă regulamentele Camerelor și regulamentul comun și totodată Parlamentul este cel care aprobă bugetul Camerelor. Da, vreau deci, să vă spun știți. Că în vremea aceea, între 2004-2008, am fost eu în Senatul României, a existat o propunere chiar făcută de către Partidul România Mare și făcută de noi, un colectiv, atunci conducea Hunar, era șeful grupului, în care spunea așa, dom'le, ca să nu mai rămână pe dedesubt toate astea, trebuie toate scoase și să se discute în ordinea primirilor, bineînțeles, condițiile în care ele sunt trecute întâi până comisiile respective. Bineînțeles. Că unele trec prin comisiile respective și după aceea se bagă acolo. Nu, domne, s-a trecut prin comisie, bagă acolo. Iese, nu iese și așa mai departe. E, bineînțeles că s-a respins. Pentru că nu le convenea. Că atunci nu mai putea să o bagi așa. Și veneau legi, sau mai scoteau câte o lege care fusese acum 3 ani, 4 ani adus acolo, trebuia să o refaci. Deci asta e o lipsă de transparență în da, Parlament. Sigur. Dacă noi venim acolo, și avem un proiect de lege pe care ei nu vor să-l pună, că nu e în interesul... Sau să nu vă crească dumneavoastră popularitatea. Nu, îl punem în dezbatere noi publică, da, pe sigur. Site-ul partidului, da, pe da. Diferite site-uri, îl dăm la presă, da, să-l discute, presă, să da. Vedem. Da? O fi presa coruptă, cumpărată, cum zic ei, da, presa, un proiect bun pentru bine, România, nu, trebuie să fie, da? Există afinități, băgate politice. Nu se poate. Acum dăm totul că nu, că ăia sunt al lui ăia, ăia sunt al lui ăia. Păi, nu contează. Și voi aveți o anumită presă sau și o anumită presă. Lumea citește, vede care e adevărul și o să decidă. Să nu creadă că românii sunt chiar așa de încuiați. Telespectatorul care ne-a sunat, dacă nu mă știu la început, a vorbit cumva de partidele Balama, dacă mă amintesc și da, nu da. Greșesc. Și dânsul are dreptate că așa se cam întâmplă în Parlament. Deci partidele, să zicem, mici, de regulă, sunt curtate de cei care vor să pună o lege în discuție și să o și promoveze. Și atunci vine la partid așa zis mic și spune, dom'le, uite care e situația.
veneau și la noi. Veniți și votați cu noi. Păi noi atunci aveam 25%, da. Nu prea eram bălama. Da. Bine, nu, nu, dar și, da, și la noi veneau uneori. Dar ce se întâmplă? Atunci poți să condiționezi. Pentru că și tu ai niște legi pregătite sau niște modificări sau niște amendamente. Spui, dom'le, vă susținem dacă e în interesul țării, dar cu ocazia asta, uite, noi venim... Băgăm și legea asta. Și băgăm și asta, să discutăm și pe asta și o susțineți și voi, pentru că este interesul țării. Noi oricum, Partidul România Mare, nu putem face decât în interesul țării, pentru că de asta ne-am refăcut și ne-am revigorat, că multă lume ne întreabă, și mai ales pe mine, ce-ți mai trebuie. Eu n-am nevoie nici de funcții, n-am nevoie de nimic. Am venit lângă Iovici și am venit înapoi la partidul ăsta. Știți că am fost... Stai, că n-ai venit lângă mine, că noi suntem împreună de... Da, e adevărat, dar vreau să spun ca partid acum. Nu s-a mișcat nimic organizat ca echipă, fără noi. Ca, echipă, da. Ca să încercăm să împingem puțin căruța spre o realitate. Și realitatea asta vreau să însemne totuși patriotism. Trebuie să înțeleagă odată lumea că noi care cerem unele lucruri legate de nevoile populației, cerem exact pentru ei. Și atunci de ce să nu se alăture nouă ca membri de partid, ca simpatizanți sau la vot? De ce să te duci la vot preconceput, mă duc să votez PSD-ul? Bine, foarte bine. Dar când vezi că Partidul România Mare e cel care militează, între altele, până și liniștea, pentru liniștea țării, pentru granițele țării, nu este o glumă. Uitați, eu vă spun o chestiune care poate să fie absolut un zvon nenorocit și eu îl iau ca zvon nenorocit. Dar vreau să vă reamintesc că dumneavoastră, pare, v-am spus-o odată, nu într-o emisiune, că prin luna ianuarie cineva mi-a trimis o scrisoare în care se spunea că la alegerile locale va fi ales primarul Timișoarei un nemț. Da, da, da. Jet, a zis. Beget. Și că, mă rog, acum urmează lucru neplăcut sau care poate este așa o gogoriță. Și că acest individ care îi trimis de la Madame Merkel intenționează să creeze o atmosferă și așa, ca să desprindă cumva Banatul într-un fel de cnezat, zic și eu așa, ca da, să ajunge se pare regiune autonomă. E bine, da, vreau să vă spun ceva. Dom'le, atunci nici n-am luat în seamă scrisoarea aia, atunci un nebun care se apucă și scrie. Nu știu cum e cu cnezatul, zic eu cnezat, așa vorbesc, dar faptul că a fost ales un neamț, însemnează că ăsta, domne, a reușit să o consulte pe baba, cum erau țigăncile alea care ghiceau, că aveau okay. Tot felul, așa. Deci, iată că trebuie să fim puțin atenți și atunci oamenii românii n-ar trebui să fie puțin atenți la această chestiune. Eu vă mai zic ceva. N-am nicio simpatie pentru fostul primar Robu de la Timișoara. Chiar nicio simpatie, vă spun. Îmi displace și așa ca și carismul, care nu are, că de fapt nu are care. Dar el a făcut câteva lucruri grozave în Timișoara și după aia l-au aruncat românii noștri, l-au aruncat ca pe o măsea și au votat pe ăștia. Cine sunt ăștia care l-au votat pe neamțul ăsta, domnule? Și vreți să vă mai pun o întrebare? Cine sunt ăștia care votează, domnule, USR-ul ăsta plus? Cine sunt ăștia care... De regulă tinerii, ca să știți. Ce tineri? S-a dus o mare, o mare campanie pe... Nu sunt convins că... Campanie online au toate partidele și noi la fel. Dar vă spun, nu e adevărat. Știți de ce a crescut procentul de patrioți de la 15-20 la 20-25%? Datorită tinerilor. Păi da. Din toate, deci tinerii sunt patrioți. USR-ul nu are nimic patriotic în el, dar... Nu, nu, cel puțin așa se crede atunci. Da, da, partea, da, da, de păcate, deocamdată, văd că nu ne votează. Da. Însă, mai e o problemă și... Deci nu te lega de cei câțiva tineri care au venit la noi și care ăștia muncesc și... Nu, nu, nu s-a referit. E vorba de masa asta. Nu, m-a referit în general, 5% mult s-a pus la patriotism.
Da. Mult. Atenție, da, nu se mai face armată. Nu se mai face ca să fie obișnuit tânărul cu sentimentele, cu drapelul. Cu... Uite, uite, apropo de armată... Apropo, noi de ce nu facem același lucru? Am văzut de ce nu punem steagul României de 1 decembrie toate casele. În America, dacă nu arborezi steagul Americii, da? De ziua Americii, ăla ești. Gata, America. Da, mai e mai un aspect foarte, foarte important care a atras de-a lungul timpului neîncrederea electoratului în clasa politică. Și anume, faptul că înainte de, în timpul campaniei electorale, toți politicienii promit, și aici mă refer nu numai la alegeri locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale, promit că ei, dacă vor fi aleși, vor face, chiar vin cu programe, proiecte, lucru care, din păcate, în practică nu se transpun aproape deloc, iar din punct de vedere al răspunderii, și aici mă refer în special la ceea ce spune Constituția privind parlamentarii, acestea se bucură de inviolabilitate, ca și președintele României, numai sub un aspect, în sensul că nu poți fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Până aici e totul ok. Da. Numai că singura sancțiune față de un parlamentar, un ales local, un primar, un președinte de Consiliul Județean, un președinte al României, poftim, dacă nu-și respectă promisiunile în timpul campaniei și dezamăgește electoratul, este să nu-l alegi la următoarele procese. Există o altă modalitate pentru a atrage răspunderea parlamentarului? Nu poți să faci, nu. No. Nu, asta depinde de conștiință. Exact. De conștiință. N-ai cum în nicio țară. Dom'le, acum vreau să vă spun. Și nivelul de cultură, când spun nivelul de cultură, nu mă refer la aia care l-au citit pe Dostoievski sau... Nivelul ăsta de cultură pe care l-are fiecare și care ar trebui să și-l creeze în primii 7 ani de viață. Mă rog, se spune că, de fapt, primii 7 ani de viață sunt cei care dirigează caracterul copilului și de aici încolo el începe să-și îndrepte existența exact după această educație. E un pic cam depășită, că nu i-a învățat să facă trebuie de influență la 7 ani. Da, e adevărat. Așa. E, ori, din acest punct de vedere, nu știu, trebuie să spun totuși și sunt obligat să spun, că nivelul este foarte slab al populației. Adică stai de vorbă, pune abar la cu ce lume trăiesc. Mulți dintre ei, ăștia și de pe la țară, dar vă spun chiar și sunt de mahalelele orașelor mari, sunt niște oameni dezinteresați în toate ei, să gândesc dacă au ce mânca, dacă fac rost de niște lemne pe acolo să facă căldură. Știți ce ziceau tinerii? Că am stat de vorbă împreună cu ei. Știți ce ne ziceau? Domnul Iovici, ne-au furat istoria. Noi am citit în cărți... Ne-au furat țara. Și ne-au furat istoria. Noi n-am învățat istoria României. Da. Asta au zis copiii. Da, da. Ai văzut? Și noi am citit niște articole și niște de-alea cu istoria. După aia am citit cărțile la care se refereau, cronicile. Și, domnule, noi ne-am furat istoria. Noi am învățat altceva. Păi am vrut să zic, la un moment dat era Andreea Esca în cartea de istorie. Mare... Eu am cartea aia, o aduc dacă vreți să vă arăt. Vă înțelegi? Cine spuneau tinerii, care acum, mă rog, au terminat, sunt studenți, au terminat, sunt la masterat. Și domnule, nu ne-au furat istorie. Dar nu ne-au furat dreptul ăsta, dar ne cunoaște istoria, dar ne cunoaște. Domnule, superficialitatea românului, chiar a intelectualului, se vede, știți în ce? Din ce în ce mai pregnat, din păcate. Știți în ce? În faptul... că să fură de lucrări unora, să trec sub titlul lor. Aici este superficialitate. Sfântul intelectual vă referiți. Sigur că da. Da. Așa se zicea. Așa ar trebui calificat. Din cărți scriu. Știu. Dar ce însemna? Nu să copiezi, să citești multe cărți ca să poți să scrii după ce te-ai îmbunătățit cunoștințele să te apuci să scrii. Dar acum s-a înțeles altceva. Cărțile din cărți să scriu, ia să copiez cartea asta aici, mai copiez și cartea asta aici,
și am făcut eu un volum extraordinar. Da, da, dacă ai furat numai 4%, cum a furat Chiovesi, nu se pune. Da, acum, mă rog, cazul de bine, la a furat de similitudine, da. 4% o fi probabil Așa a fost chestiunea în discuție, pentru că au prins-o și pe ea. Da, 4% probabil a intrat sub incidența plagiatului. Sigur, păi prima, da. 4% e cuprinsul, bibliografia... Nu numai de vorba, surse de pe internet, sunt mai trei elemente la raportul. Deci de aici pleacă chestiunea. Pentru oamenii care chipului sunt elevați. Deci, băi, nu ești în stare să faci o lucrare și tu stai și copiezi de la unul, de la altul și după aia să ieși că, și mai faci și doctorat. Și dacă citezi un articol dintr-o lege, îți apare pe internet și apare sursă internet ca și cum fără ai discuție, da, îți apare ca și cum ai plagiat. Nu poți să nu iei și un nume de persoană și orice. Deci nu poți să nu iei anumite elemente, nu poți într-o lege să concepi altceva dacă legea este în vigoare. Aici mă refer din punct de vedere juridic, din punct de vedere al medicinei. Poate la munca de concepție, mă refer la facultățile tehnice, acolo e aproape imposibil să nu existe plagiat dacă ai lucruri comune cu ale altor lucrări. Domnule. Însă pentru că e foarte important să revenim la subiectul nostru de astăzi. Va fi o pauză atât pentru domnul Tănăsescu cât și pentru domnul Victor Iovici, adresez această întrebare, o pauză electorală deosebit de mare de 4 ani. Și evident, așa ar trebui să fie. Acum nu știu dacă pandemia va permite și sper să permită să nu mai produc asemenea efecte și să fim nevoiți să fim privați de anumite drepturi și libertăți în virtutea dispozițiilor articolului 53 și nu numai din Constituție. Însă, principala problemă care sunt sigur că va anima întreaga clasă politică și societatea civilă va fi revizuirea Constituției României. Pentru că a spus și dumneavoastră la un moment dat că va fi o prioritate. Din 2003 până în 2020, iată, n-a fost modificată. Avem aproape 4 ani la dispoziție, aproape, zic, ca să se constituie o comisie sau știu ce se va întâmpla, ca să modificăm Constituția. Partidul România Mare achieșează acestui principiu fundamental de revizuire, pentru că este evident că potrivit Constituției, este un articol 146, spune care sunt instituțiile și, bineînțeles, inițiativa civică, cui trebuie să aparține pentru a putea iniția revizuirea Constituției, cu anumite limite la 152. Cum vedeți această modalitate? Pentru că asta va fi mare, mare bătălie, zic eu, și politică, e dar necesară, și cred că populară. Să înțeleagă toate instituțiile. Eu sunt pesimist, domnul, să vă spun de ce. Vă rog. Pentru că dacă, pesimist în primul rând, în condițiile în care, să spunem că puterea va fi în mâna PNL-ului și a USR-ului. Și, eu știu, poate și ungureștea. Să vă spun de ce. O să-l pună pe președintele ăsta, că atunci președintele și guvernul lui are și parlamentul lui are și nu știu ce mai are, soția lui, tenisul lui, nu știu ce și așa mai departe. Atunci o să-și facă Constituția cam așa. Toate articolele vor fi aranjate în fruntea lor, mai e și Curtea Iohannis care hotărăște, face și așa mai departe. Deci e un pericol să modifice. Dacă credeți că mă interesează atât de mult pentru că el deja un an de mandat de președinte s-a dus. Nu contează, domnule. Mare 4 ani. Da, și dacă modifică Constituția acum... La 3 mandate e greu. E greu. Știți de ce? Că totuși mai e și Uniunea Europeană pe aici, mai sunt și alte instituții. Mai e și Comisia de la Veneția. Da, adică da, totuși poate, nu pot poate chiar să facă Uniunea Europeană vrea să-l mai țină ca să vândă tot. Păi să-l ia acolo atunci. Păi nu prea le ia. Are nevoie de la aici. După ce vinde tot, după zice, după aia se duce acolo unde au dus el copiii în Canada. Ei, nu știu acum de... sunt suspiciuni. Da. Domnul Iovici. Care opinia dumneavoastră vis-a-vis de modificarea Constituției? E necesară, pentru că, uitați, s-au întâmplat anumite evenimente legate de legi care au plecat de la Parlament la instituția prezidențială, nu s-a luat nicio decizie, nu se știa și, adevărat, nu este reglementat în cât term, în cât timp trebuie să dea răspunsul, cum trebuie, da? Dacă nu... Deci poți să trimiți o lege de la Parlament, la instituția prezidențială, să stea acolo mult timp,
da? O analizează, nu e obligat să dea un răspuns. Au fost problema asta și să ciordoneau exact cu chestia cu pandemia și cu dacă vă aduceți aminte. Și a zis, domnule, o să dăm. Dau ordonanțe după ce le-au dat ordonanțele. Adică toate astea ar trebui prinse în noua Constituție, dar mai puțin acel articol cu indivizibil, da? Cu teritoriu, cu... Să nu umblăm la... Inalienabil. Da, aha, nu. Da? Acolo nu umblăm. Dar în restul, ca să reglementăm desfășurarea între instituțiile importante ale statului, 100%. Și eu aș băga și eu aș fi pentru votul obligatoriu. Pentru că uitați ce se întâmplă. Ies numai anumiți oameni la vot, unii nu ies, după aia le pare rău, peste 4 ani ies ei, dar numai ies aia care au votat și din cauza asta nu putem să avem. Uitați-vă la noi. Noi zicem, domne, mergem pentru stabilitate cu același guvern, cu aceeași pentru stabilitate. Ăsta e un trombon pentru populație. Uitați-vă la statele din Europa. Vă dau Italia, vă dau Spania, vă dau Franța. Dom'le, a căzut guvernul, punem altul, am schimbat, punem altul. Dom'le, dacă nu e bine pentru Parlamentul, gata. Dar la noi nu. Bat palma cele două partide, dăm 4 ani, băi, schimbăm între noi, da? Fii atent. Și cu ce începem? Fiecare. Greaua moștenire și peste 4 ani vine aceleași partide să schimbă, după 4 ani de pauză, vine din nou la guvernare, cu aceiași oameni. Și acum noi suntem coreți și ceilalți sunt hoți. Să vedeți peste 4 ani, hoții de, cinstiții de. Da. Dar ei fac un schimb. Mai avem decât 2 minute. Un minut pentru fiecare. Eu vreau să fac un anunț extraordinar. Dom'le, am dat o lovitură extraordinară și acum mă duc acasă și mă culc liniștit și dorm liniștit, pentru că astăzi am aflat că noi am mai acordat încă 350 de milioane de euro Statelor Unite ca să ne mai dea niște rachete, să ne apărăm de ruși. Deci dorm liniștit, acum nu mai doare capul, domnule, ce bine că au mai dat acum încă 350 de milioane pentru rachetele astea. Ce ne făceam, domnule, dacă nu veneau rachete? Bine, rachetele vin peste 2 ani și vin din alea care sunt scoase din silozurile vechi. Apropo de americani, trebuie să învățăm de la americani. Da? Democrația cea mai mare este în America. Și ei, președintele Trump a zis să facem din nou America mare și noi, România mare, propunem ca să facem o Românie mare. Facem din nou România mare. Mai aveți un singur minut. Ce le transmite cetățenilor români care nu s-au prezentat la vot? Să iasă la vot. Indiferent ce votează, îi rugăm să iasă la vot. Și să nu uite, să voteze patrioții care țin cu țara. Domnul Tănăsescu? Ar fi bine ca oamenii să se gândească foarte serios și să se îndrepte spre Partidul România Mare la acest vot, pentru că astfel, dacă noi reușim să intrăm în Parlament, vom veni în sprijinul lor. Vor trăi mai bine. Și gata ajunge? Cum? Gata ajunge. Votați Partidul România Mare, singura salvare. Perfect. Thank you.